În toată această situație, cererea în căsătorie venită din partea conducătorului cazacilor, Bogdan Hmelnitski, care dorea pe domnița Ruxandra pentru fiul său Timuș, a căzut ca un trăsnet la curtea Moldovei și a băgat spaima și deznădejdea în familia domnitorului. Hei, voinicii mei, bine ați venit la Duminica Domnițelor! Am vorbit în videoclipul trecut despre căsătoria Mariei Lupu cu prințul lituanian Janus Radzivil, dar nunta pe care v-am prezentat-o nu a fost singura organizată la curtea din Iași de domnitorul Vasile Lupu, ci în 1652 acesta o căsători pe fica sa cea mică, Ruxandra, cu Timuș Hmelnitski, fiul lui Bogdan Hmelnitski, un fel de rege al Ucrainei. Povestea tristă a domniței Ruxandra este scrisă de mai mulți cronicari și istorici români, deși conține multe aspecte care nu au fost lămurite pe deplin nici până astăzi. Dar haideți să vedem despre ce este vorba. Ruxandra, spun cronicile timpului, a fost una dintre cele mai frumoase domnițe ale vremurilor sale. Și nu numai frumoasă, ci și instruită, inteligentă, fiindcă am aflat că Vasile Lupu s-a ocupat să le dea copiilor lui o educație aleasă. Aceasta s-a născut pe la 1630 și a avut-o ca mamă pe prima soție a domnitorului, pe doamna Tudosca, și după moartea acesteia a fost crescută cu dragoste și grijă de a doua soție a lui Vasile Lupu, frumoasa circaziană Ecaterina. După căsătoria surorii ei mai mari, domnița Maria, fiindcă acea uniune trezea suspiciuni la curtea sultanului, Ruxandra a fost trimisă ca zălog la Constantinopol, astfel că a intrat în haremul acestuia sub ocrotirea sultanei mame, care, vrăjită de frumusețea și inteligența ei, a ocrotit-o și protejat-o. Pe la vârsta de 18 ani, au început să se ivească în jurul acesteia numeroși pretendenți, atrași de poziția înaltă, de zestrea, frumusețea și inteligența de care se dusese vestea. Însuși tatăl ei, Vasile Lupu, cum am văzut de altfel că era obiceiul vremii, căuta să formeze o alianță cu Gheorghe Racoții, principele Transilvaniei, care avea mari șanse să ajungă rege al Ungariei, și ducea tratative cu acesta să o căsătorească pe Ruxandra cu fiul său Sigismund. Avem din nou cea mai bună sursă, pe Janos Kemeny, care era acum sfătuitorul de taină al lui Racoții și prin intermediul căruia se purta corespondența dintre cei doi. Vasile Lupu s-a înțeles cu Gheorghe Racoții, cu amendamentul ca cei doi să se vadă înainte pentru a afla dacă se plac. Este interesant acest aspect, fiindcă ne arată totuși deschiderea domnitorului de a fi sigur că ginerele este pe placul fiicei sale. Din păcate, Gheorghe Racoții a decedat și voievodul Moldovei s-a retras din înțelegere, fiindcă era convins că fiul acestuia nu putea spera la o poziție prea înaltă în regatul Ungariei, deci nu îl mai considera demn de mâna Ruxandrei. Sigismund ar fi dorit ca această căsătorie să aibă loc, fiindcă avea cunoștință de frumusețea și zestra domniței, dar nu a avut sorți de izbândă. Din Polonia au mai venit două cereri în căsătorie pentru aceasta, una de la contele Potocki și alta de la un mare magnat, Wiesnowiecki, a cărei familie a dat și un rege al Poloniei. Dumitru Wiesnowiecki, căci așa îl chema pe prințul nostru, face un demers curajos și romantic. Vine la curtea domnitorului Vasile Lupu sub un nume fals, doar pentru a o cunoaște pe domniță și a vedea dacă aceasta îi acordă atenție. Se prezintă ca un cavaler oarecare și, subjugat de plin de prezența acesteia, începe să-i facă curte. Din păcate, domnița a rămas insensibilă la comportamentul romantic al prințului, semn că nu îl plăcea în mod deosebit, fapt ce întristă inima acestui nobil și îndrăgostit prinț polon. În toată această situație,
Cererea în căsătorie venită din partea conducătorului cazacilor, Bogdan Hmielnițchi, care dorea pe domnița Ruxandra pentru fiul său Timuș, a căzut ca un trăsnet la curtea Moldovei și a băgat spaima și deznădejdea în familia domnitorului. De ce această reacție? Haideți să vă spun. Cazacii erau un neam venit din stepele sudice ale Europei răsăritene și ale Asiei rusești. Erau înrudiți cu popoarele turco-tătare, cu care formeau de multe ori alianțe pentru campanii de pradă. Erau călăreți renumiți și luptători neînfricați. Aceștia se stabiliseră în Ucraina de puțină vreme și, deși la început au fost un popor liber care își alegea singur conducătorii, cu timpul au fost aserviți regelui Poloniei, care își întinsese guvernarea și asupra lor și îi transformase în robi. Până într-o zi, când un războinic renumit Bogdan Hmielnițchi a strâns o ceată de cazaci și s-a revoltat împotriva unui nobil polonez care i-a ucis un fiu și i-a furat soția, reușind să ridice populația de cazaci, să îi înarmeze și organizeze împotriva asupritorilor, pe care îi și învinge în mai multe bătălii. Acesta devine un fel de conducător, de rege al Ucrainei și începe să încheie alianțe cu alții domni și voievozi, astfel că uniunea fiului său cu Ruxandra Lupu îi deschidea multe uși în societatea apuseană. Problema mare pentru domnitorul Moldovei și aliații săi polonezi și lituanieni era că Hmielnițchi avea sprijinul hanului tătar și al sultanului, ceea ce îi punea într-o poziție de a nu putea refuza cererea acestuia. Vasile Lupu refuză totuși. Și vă închipuiți că a urmat o invazie a trupelor cazace și tătare asupra Moldovei, pe care au pustiit-o. Domnitorul îngrozit îi trimise solie de pace lui Hmielnițchi și cuvânt că se învoiește cu căsătoria. Asta a fost pe față, dar în fapt avea o înțelegere cu ginerele său Radzivil să îi atace pe cazaci, promițându-i că va interveni și el. Radzivil îi atacă. Îi învinge în primă fază, dar își dă seama că aceștia vor veni cu hoardele tătare peste el și atunci încheie pace. Acesta a fost momentul în care s-a certat cu Vasile Lupu. Domnitorul Moldovei, constrâns și fără soluții, îi trimise cuvânt de pace lui Timuș Hmielnițchi, invitându-l să vină în Moldova pentru a-i da domnița, cu rugămintea să vină singur, fără prietenii lui, tătari. Timuș ceru ca domnitorul să-i trimită nepoții drept garanție că nu-i întinde o capcană, astfel că cei doi se învoiră. Cazacul veni prin Soroca și Sculeni în 1652, însoțit de 3.000 de cazaci și fu întâmpinat de Vasile Lupu cu 8.000 de oșteni. Și deși domnitorul îl întâmpină cu toată bunăvoința, cazacul se ținea departe, tăcut și precaut. Oștenii lui erau slabi, dar frumos îmbrăcați, întrucât luaseră uniformele polonezilor uciși în luptă, iar despre Timuș, Miron Costin ne spune că era nu prea mic la stat, cu o ținută semeață, dar destul de grosolană, o apariție de om sălbatic ca o fiară. Nu avea o curte propriu-zisă, purta după el pe generalii tatălui său, care erau la fel ca ceilalți cazaci, și câteva căruțe de druște, femei cazace care făceau parte din alaiul nuntașilor, precum și care de sare pentru a face negoți cu ele. Urmă un banchet la care se pare că atmosfera era mai mult de înmormântare decât de nuntă, întrucât fastul, muzica, conversațiile sclipitoare de la prima nuntă dispăruseră. Mesenii erau tăcuți, încruntați, mâncau puțin și în tăcere și beau și mai puțin. Se petrecu totuși un fapt care uimi pe toată lumea și un martor polon ne spune că, surprinzător, atunci când domnița Ruxandra îl văzu pe pețitor, aceasta îl plăcu. Deși necioplit în aparență, atitudinea lui bărbătească fu pe placul domniței.
urmă nunta, după tipicul celei din tâi, și se pare că în timpul acesteia, oaspeții kazaci s-au destins și au petrecut în bună pace cu boierii moldoveni. Ba chiar există mărturii că druștele au petrecut atât de bine, încât atunci când domnița le invită la masă așa cum cerea obiceiul, erau deja prea bete pentru a mai putea participa. După petrecere, Mirele și Mireasa s-au retras la Mănăstirea Frumoasa, unde li se stabilise așezarea pentru următoarele zile, și au rămas acolo 4 zile, timp în care nu i-a văzut nimeni. Au plecat apoi spre Ucraina, însoțiți o bucată de drum de domn și curtenii moldoveni, după care au dat bice cailor și au gonit spre Cahrin, capitala lor. 6 luni a ținut fericirea Ruxandrei, căci putem spera că a fost fericită. După aceea Timuș a strâns kazacii în 2 rânduri pentru a veni în ajutorul socrului său Vasile Lupu, care fu alungat din domnie. Kazacul își găsi sfârșitul lovit de un obuz tras de prințul Viesnovieschi. Da, chiar acela care fusese refuzat de domnița Ruxandra și care acum se aliase cu dușmanii lui Vasile Lupu și lupta împotriva acestuia. Nobilul polonez nu a putut trece peste ofensa de a fi fost refuzat. Ruxandra era lăuză când primi corpul soțului său mort. Se pare că născuse gemeni, iar despre copiii acesteia istoria nu ne spune nimic. Văduva atât de devreme, aceasta primește în dar de la socrul său cetatea Râșcovului, pe malul Nistrului, și se retrage acolo. Are pretendenți chiar și acum. Unul dintre ei este fiul lui Nicolae Pătrașcu, Mihai, nimeni altul decât nepotul lui Mihai Viteazul, pe care îl refuză, cum de altfel îl refuză încă o dată pe prințul Viesnovieschi, care o cere iar în căsătorie. După moartea lui Bogdan Hmielnițchi în 1657, domnița rămase în custodia soacrei sale și a fratelui lui Timuș Hmielnițchi, Iuri, în cetatea Râșcovului, și familia nu are vești despre ea în această perioadă, astfel că unii cronicari presupun că ar fi fost un fel de prizonieră a acestora, mai ales că fratele său Ștefăniță, ajuns domn al Moldovei, pleacă cu oaste să o aducă acasă și, deși asediază cetatea Râșcovului, nu reușește să o deschidă. Ruxandra revine totuși în Moldova în 1666, după decesul soacrei și cumnatului său, și trăiește la una din moșiile familiei sau la Iași până în 1686, când în urma invaziei oștilor polone se retrage în cetatea Neamț. Aici își găsește sfârșitul, întrucât cetatea cade în mâinile asediatorilor și domnița este torturată pentru a fi deposedată de bunuri și apoi decapitată. Un trist sfârșit al unei vieți nu prea fericite. Sper că v-a plăcut ceea ce v-am prezentat și, dacă da, vă rog să vă abonați la acest canal. Ajută ca acest conținut muncit și onest să fie vizionat de mai mulți oameni. Eu vă aștept din nou la Joia Cavalerilor, unde avem povești războinice, și, bineînțeles, la Duminica Domnițelor, unde vă prezint alte vieți, alte destine, din ce în ce mai aproape de timpurile noastre. Vă mulțumesc fiindcă mă urmăriți, vă aștept cu un like și un comentariu și până joi, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă!